Bună ziua! Este o bucurie să premiem astăzi, la Palatul Victoria, pe cei mai performanți sportivi ai canotajului românesc. Alături de domnul ministru Bogdan Matei, vreau să vă felicit pentru munca dumneavoastră și pentru rezultatele obținute la campionatele europene de canotaj din Elveția. Ați reușit și de această dată să urcați tricolorul românesc pe podiumul european, să faceți mândră o țară întreagă și vă mulțumesc. Reprezentați unul dintre sporturile în care ne punem cele mai mari speranțe la Jocurile Olimpice de anul viitor de la Tokyo. Aveți susținerea guvernului, a echipei ministeriale și a federației. În acest an am reușit să dublăm bugetul Ministerului Tineretului și Sportului, iar acest lucru se resimte și în bugetul Federației de Canotaj. Este un semn de apreciere și de susținere a activității sportive. Dragi sportivi, dincolo de performanțele lăudabile pe care le obțineți, aveți și un important rol social. Dovediți generației voastre, tinerilor și copiilor, beneficiile unei vieți sănătoase și mai ales faptul că atunci când muncești cu dăruire și perseverență, rezultatele nu întârzie să apară. Meritele pe care le aveți vă îndreptățesc să îndrumați și alți copii și tineri către practicarea acestui sport, către mișcare și o viață activă și sănătoasă. Dacă vă stă în puterea acest lucru, nu ezitați să o faceți, pentru că starea de sănătate a unei generații este în strânsă legătură și cu practicarea sporturilor de masă și cu încurajarea vieții active. Vreau să adresez felicitări tuturor sportivilor și antrenorilor care au obținut medalii la campionatele europene de canotaj din Elveția, dar și tuturor celor care au stat în spatele acestor reușite, personal medical și membrii ai staffului tehnic. Astăzi premiem performeri dintr-un sport cu o tradiție frumoasă și unde ne putem mândri că o avem pe cea mai mare sportivă din istoria acestui sport. Având în vedere că suntem în an preolimpic, aceste medalii sper să fie doar o repetiție, așa cum a spus și doamna prim-ministru, pentru mari succese la Tokyo 2020. Sunt mulțumit că reușim să oferim premiile într-un timp atât de scurt de la încheierea competiției. Acest lucru nu ar fi fost posibil fără sprijinul guvernului. Sper ca prin exemplul vostru să deveniți modele pentru următoarele generații de campioni. Vă mulțumim pentru faptul că ne-ați primit aici în sediul Guvernului României. Pentru noi acest lucru înseamnă recunoașterea rezultatelor, înseamnă curaj pentru competițiile viitoare, dar mai ales sprijin în sport în general și mai ales sprijin pentru calificările noastre de la Jocurile Olimpice Tokyo. Rezultatele obținute la acest campionat european au arătat că suntem o echipă unită, începând cu colegii mei sportivi și continuând cu colectivul de antrenori, echipa medicală, Federația Română de Canotaj, și dorim ca din această echipă să facă parte și toate instituțiile statului care ne susțin în drumul spre calificarea către Jocurile Olimpice.